Am pus fețele de ușă. Am pus plafonul. Arată foarte bine plafonul. Am vopsit mocheta pentru că nu mi-a plăcut maroul ăla și am vopsit-o, am făcut-o neagră, gen Alcantara. Și volanul ăsta superb. Volanul ăsta genial, uite cât de frumos. De-abia aștept să vină și scaunele și hai să vedem cum arată. Mi-a venit interiorul. Și hai să-l punem. Am făcut și astea din Alcantara. Vin bine. Bine. Vedem noi la final. Scaunul ăla nu mai merge. S-a stricat. Aia de acolo nu o mai găsesc. E super. Mă bucur de roți. E două noaptea. O să mă culc. Nu mai merge. Nu! Aha! Se deschid ușile după 2 ani de zile de când această bijuterie stă în garaj. I-am pus interiorul aseară. Nu mai merge scaunul ăla, nu știu ce s-a întâmplat. Hai să mergem să îi punem plăcuțele. I-am pus roțile cât am putut, a venit și aia de seară, m-a ajutat. Dar i-am pus cu flanșe. Flanșe de... Să le caut flanșele. Momentul adevărului. No. A pornit! Bine, o grămadă de... O grămadă de... A pornit! A pornit! Ușor. După atâta timp. Mamă, ce tare. Te rog, da, portofelul nu e în siguranță, telefonul e cu siguranță. Dacă vrei, ți-l ținem noi. Defect profesional. Îl ținem noi dacă vrei. Uite ce încredere are în mine, uite. Ca să nu mai spună nimeni, să nu mai spună nimeni că eu fur. Că a pornit camera de... Hai să facem așa. Deci au casca sau? Da, puneți casca. Oricum să știți că tot ce știe, eu l-am învățat. Pe Mihai... Nu vrea să spună niciun secret. Deci niciun secret, l-am întrebat. Secretos nu spune niciun secret. Îmi spune și mie cum, stânga, dreapta, nimic. Așa sunt campioni.
Că și pe Beni dacă îl întrebi, cum dai stânga, cum dai dreapta? Nu, bine, cred că nici nu știe, dar nu spune. Nu se spune, se cred. Ce rău, bine, el m-a învățat pe mine. Exact tot. Direct aia, croșeul ăla de dreapta nimicitor, eu i-am zis cum să-l dea. Îl dădea larg, îl vedea toată lumea. Și am zis, bă, dă-l mai scurt așa, mai înțepat, mai job pe asta. Cum îl dădeai tu în... Că dădeai mă un tineret, da, când te eram. Asta e mașina, prima mașină. Bine, mai frumoasă aia pe care o... Normal că e mai frumoasă. Asta noi nu eram încă în, când s-au făcut nebunile, deci... N-are rost. Eu am amintire foarte proastă cu mașina asta, deci nu o să o filmez. Te filmez mașina mea. Vreau să o spăl. Nu, i-am rupt un pic ambreiajul acum, am vrut să o întorc și s-a cam învelit ambreiajul. Păi fii atent, Victor. Trebuie să te înveți, pe exemplu, că asta o murși tendința. Pe exemplu, una de motor. Niciodată să nu dai treaptă de jos fără să cași frâna. Cum? Deci niciodată să nu dai treaptă în jos fără să calci înainte frâna. Sunt cu prietenul meu de foarte mulți ani, Mihai, bine, cu toate că nu prea ne vorbim noi, e, pentru că suntem ocupați, exact când trebuie, pentru mașina mea de suflet, Alfa asta pe care eu nu pot să o mai vând niciodată, pentru că nu-și ține prețul, în România cel puțin, și vreau să mă dea o tură să văd și eu care-i secretul lui. Nu am niciun secret. Secretul mi l-a spus mie, Mihai. S-a născut. Pentru asta. Asta e. Ce să zic? Asta, uite, spre exemplu, a ta are o cutie cu rapoarte puțin mai lungi decât Mitsubishi, știi? Da. Ce să zic? Nici că o mai vând! Dacă știa că merge așa, n-o mai vând! Mă las... Mamă! Merge foarte bine mașina. Băi, lasă două dă. Împinge fața. E 4x4. Suspensia? Da. Trebuie să mă reglez eu, nu suspensia. Mica mea! Schimbă numai în 7000. Lasă-și. Consumă 16-20, acum cred că a luat 30. 30! 30! Jeez! Să o lăsăm mai moale. Da, gata, lasă-o mai moale. S-au încălzit. Da, te rog. Nu s-a încălzit frânele, m-am încălzit eu. Nu te cred, hai că... Jur că mi s-a făcut rău. Serios? Nu glumam nimic, da. Bine, acum știi cum e, sunt mulți oameni care atunci când stau ei la volan, da? Eu, au altă senzație, adică faptul că ei poate și la tine la fel și nu poți să stai în dreapta. Da, deci mi s-a făcut de ăla, de... Stai în spate și te uiți în telefon, știi, și mergi până serpentine. Și ți se face rău instant. Dar zi-mi, cum... Eu crezi că faci mișto. Nu, domnul ăsta. Păi nu, așa, mașina e foarte mișto. Dar bine, Liviu, tu trebuie să te gândești că
diferența între o mașină de cursă și una de stradă e mare, e foarte imensă. Mare. Adică tu trebuie să te gândești că, spre exemplu, uite, la asta se încălzesc frânele, frânele când se încălzesc nu mai țin, știi? E, aia are alte plăcuțe de frână, alte suspensii, dacă vrei, dacă te duc o dată cu mașina de cursă. Nu! Nu! Nu, lasă-mă să fiu prietenul tău, lasă-mă! Vreau să văd dacă s-au înfierbântat astea. Lasă că și-o de fie. Le arăt. Mai cauți pe mine. Nu, no, că încă nu stă, intră singură. Mi s-a făcut rău. Da? Jură. Mi s-a făcut rău instant, da. Zici că, bine, m-am uitat și la cameră. M-am uitat la cameră să văd ecranul și... Și mi s-a... Dacă e asta e în rodaj, când trecea optan de la coastă sau... Zile să nu sară de 4 mii, să nu sară de 4 mii. Zile, da. Păi nu, dar știu. Auzi? E roșit un pic discurile. Dacă ai nevoie de o brichetă, pune acum. Și le-am schimbat discurile. Nu te lua de mine acum. Deci le-am schimbat discurile. Nu, că le-am pus, uite, le-am pus ventilate, am pus plăcuțe de alea care trebuie. Dar nu, n-are nicio legătură, nu? Bine, de curse sau... Dar pe stradă și fac treaba, adică frânează. Da, da, da. Uite, aici e altineta pe... Asta cum e, Mihai? Ai luat-o cu tine? Nu, dar știi cum e asta, zic. Sunt amândouă de mașini foarte mișto. Mă credeți-o mai foarte mare. Muzica.